facem să facem tranziția mai ușoară și să nu dăm un șoc organismului nostru după acest post? Într-adevăr, masa de Paște este bogată și foarte multe alimente delicioase. Tendința este să mâncăm câte puțin în fiecare, dar este important să avem răbdare. Să grupăm alimentele pe cele trei mese principale, să nu mâncăm o singură masă și acolo să aducem toate bunătățile. Iar acest răsfăț de familie în zi de sărbătoare ar trebui raportat și la nivel individual, ca simptomatologie, cum ne simțim, ce reacții avem după ce mâncăm anumite alimente. Te referi la o conștientizare, da, la a fi atenți, da, la ceea ce simțim atunci când mâncăm ceea ce mâncăm. Păi, Alina, noi avem mielul, avem ouă fierte, avem drob, avem salate diverse. Cozonac, pască. Cum ne propui să le gestionăm, să le grupăm? Ideal ar fi să mâncăm ouăle fierte dimineața cu foarte multe legume, mai ales că este o bogăție acum în viață și putem aduce atât de multă culoare pe masa noastră. Putem adăuga și morcov, castraveți, ardei, roșii, ridic, ceapă verde, depinde de preferința fiecărei persoane. De asemenea, toată partea de gust dulce ar trebui introdusă în prima parte a zilei, cozonacul, pasca sau alte prăjituri, depinde de tradiția fiecărei familii, astfel încât să avem suficient de mult timp să metabolizăm energia primită din carbohidrații. Drobul, mielul sau alte preparate din carne, depinde de fel de tradiție din familie, poate sunt familii unde nu se mănâncă deloc carne și se aduce pe masa de Paște chiar peștele sau fructe de mare, am întâlnit și astfel de obiceiuri, dar acestea ar trebui asociate cu foarte multe legume. Pregătite la cuptor, salată, sotate, la grătar, piureuri, depinde de gustul fiecăruia. Iar masa de seară ar trebui să fie cât mai lejeră și putem aduce aici brânzeturi cu multe legume sau ciorbiță sau supă, depinde de cum ne simțim, dar sub nicio formă nu aducem toate alimentele la aceeași masă. Bun, mai avem o săptămână. În această săptămână ar trebui să ne obișnuim cumva organismul pentru bunătăți, tot ce vom avea pe masă, toate delicioșenile pe care le vom avea pe masă de Paște? Adică este ceva ce am putea să mâncăm încât să ne pregătim organismul? Este important ce aducem pe masa noastră în zile de post. Dacă ținem post numai cu orez, paste, varză și cartofi, nu primim o sursă bună de antioxidanți. Și atunci, în această săptămână, cum de altfel pe tot parcursul postului, ar fi indicat să aducem cât mai multe alimente de culoare închisă. Verde, portocaliu intens, roșu sau vișiniu, astfel încât să primim o sursă bună de antioxidanți, ce ne ajută apoi în tot ce înseamnă gestionarea toxicității generată de anumite combinații nepotrivite. Deci cu cât avem mai mult un boost de energie la final de post, cu atât și apetitul va fi mai scăzut, dar și modul în care putem digera anumite alimente se realizează spre beneficiul nostru. Bun, lichidele ne ajută? Bineînțeles, este important când? Să ne hidratăm. Când cât? Ideal se calculează aportul de apă pornind de la greutatea individuală. Greutatea mulțită cu 0,04 reprezintă aportul de apă pe care ar trebui să-l avem în fiecare zi. În momentul în care ne gândim și la răsfățul din zi de sărbătoare, acolo ne uităm și la vin sau alte băuturi alcoolice, se poate adăuga un pahar de vin sau un pahar de băutură cu o ținut mai ridicat de alcool, dar mare atenție că acestea deshidratează. Și atunci mai trebuie adăugat încă un pahar de apă sau chiar două pahare de apă. De asemenea, cafeaua este binevenită pentru foarte multe persoane, este un boost de energie, se trezesc direct cu gândul la cafea, dar lângă o cafea ar trebui să fie și un pahar cu apă pentru a evita deshidratarea. Și cum, le combinăm sau bem mai întâi paharul cu apă și apoi cafeaua? Cum dorim. Putem să bem în același timp, putem să bem apa după ce am băut cafea, putem să bem apa înainte de cafea, dar într-un organism deshidratat, tendința este de a adăuga mai multe glucide sau mai multe grăsimi. Și atunci, în mod inevitabil, apare o poftă, o nevoie indusă de a mânca foarte mult cozonac sau foarte multă pască sau alimente cu un conținut mai ridicat de grăsimi, ceea ce nu este în favoarea metabolismului nostru, mai ales după o perioadă atât de lungă de îndepărtare, cumva așa, de toate dependențele și de toate viciile de zi cu zi. Alina, noi am mai dezbătut, am mai vorbit despre post și despre această tranziție de la post la o masă de sărbătoare și vin acum din nou și te întreb, când sunt atât de multe lucruri pe masă, ne dorim să mâncăm din toate, nu putem să ne stăpânim. Care ar fi concesia? Care ar fi mijlocul? Ce putem să facem? Dacă luăm câte puțin din fiecare, ne salvăm cât de cât?
Luăm puțin fiecare la cele trei mese principale. Ideal ar fi... la noi este în general o masă pe toată ziua. Tocmai ne ridicăm de la spus, masă. Exact, tocmai de asta am și spus că mai bine să repartizăm pe trei mese principale, astfel încât să alocăm un timp de digestie eficient și suficient pentru fiecare grupă de alimente. În mod ideal ar trebui să nu asociem două tipuri de proteine animale la aceeași masă. Gândește-te dacă punem și carne, și ouă, și produsele lactate, pentru că sunt foarte multe persoane care mănâncă și prânză. Sunt bune, ne-au lipsit în post. Așa este, dar... Dar nu se recomandă. Și eu care am crezut că acum fiind în direct pot să cer de la tine o derogare și să ne ajuți să mâncăm și să nu ne pară atât de rău după aceea și să nu plângem a doua zi. Foarte multe persoane ajung, din păcate, și la spital. În momentul în care stomacul, organismul ne spune stop, este prea târziu sau mai putem să mai adăugăm ceva? Important este să mestecăm foarte bine, pentru că digestia se realizează 70% la nivel bucal prin imbibarea cu saliva fiecărui aliment. În momentul în care mestecăm de 2-3 ori și înghițim, atunci timpul de sațietate nu este corespunzător și nu este raportat la cantitatea de mâncare pe care am introdus-o la masa respectivă. Pentru a putea avea o sațietate corectă, ar trebui să mestecăm fiecare bol alimentar de 20-30 de ori, până când fiecare bol alimentar ajunge într-o textură semilichidă. Atunci putem să înghițim. Și astfel și creierul primește un mesaj corect vis-a-vis de cantitatea de mâncare. Altfel este posibil, noi vorbind în același timp și mâncând și bucurându-ne cumva de tot ce este pe masă, să mâncăm mult peste necesarul nostru. Și într-adevăr apar acele simptome digestive, starea de balonare, de reflux, arsuri, dureri de localizate la nivel abdominal și chiar și așa omul mai pune o prăjitură, o cafea, o lingură de înghețată. Dar nu suntem un coș de gunoi în care să aruncăm tot ce nu s-a mâncat, nu știu, într-o lună de zile și răbdarea este succesul în această zi de sărbătoare. Până la urmă, sănătatea nu intră în vacanță și sănătatea noastră nu este într-un concediu în ziua noastră de sărbătoare. Și este o investiție pe care o facem zi de zi în tot ce înseamnă stilul nostru de viață. Cumpătarea, varietatea și echilibrul fiind principiile de bază ale nutriției, ne întoarcem la ele și când sărbătorim cu familia și când suntem în zi de post și când plecăm în vacanță. Nicio derogare. Ideal ar fi să nu avem prea multe abateri, pentru că o excepție poate să devină regulă zilnică. Cu siguranță 2-3 zile pe acest profil alimentar în care se mănâncă foarte mult și într-un mod dezechilibrat afectează foarte mult calitatea vieții noastre și apoi starea de oboseală se instalează. De regulă, după sărbători, oamenii sunt foarte obosiți când se întorc la servici. Așa este. Pentru cei mici, cum ar trebui să li se împartă alimentele și ce combinații ar trebui să primească? În zilele de sărbătoare, ei neținând post, majoritatea dintre ei. Da, sunt familii unde, într-adevăr, copiii urmează post măcar una-două zile pe săptămână, dar dacă nu au avut un regim alimentar diferit chiar și în această perioadă, programul lor alimentar nu ar trebui să fie diferit. Într-adevăr, tendința este să mâncem mai multe dulciuri, pentru că sunt preferatele copiilor, dar nu ar trebui să le introducem dimineață, prânz și seara. Putem să folosim chiar și salatele de fructe la gustare, astfel încât să se bucure, putem să facem frigărui, astfel încât să fie cât mai atractiv pentru ei, dar principiile sunt aceleași. Ouăle fierte dimineața să fie începutul zilei de sărbătoare și ciocnitul oului, care este un prilej de bucurie pentru copil. La prânz, partea de carne, pui, curcan, vită, porc, miel, depinde de obiceiul fiecărei familii și de ce a fost obișnuit și copilul să mănânce, nu introducem un aliment nou chiar în zi de sărbătoare, pentru că poate avea un disconfort abdominal. Și masa de seară la copii, dacă nu au probleme legate de supraponderabilitate sau obezitate, poate fi reprezentată chiar și de carbohidrați. Paste, orez, quinoa, hrișcă, mei, pregătite cu legume, cu lactate, cu fructe coapte, sunt suficient de multe opțiuni, astfel încât să fie ceva diferit, dar cu ingrediente pe care le-am mai testat până în ziua sărbătorii noastre. Sunt foarte multe ouă de ciocolată și sunt foarte mulți iepurași și foarte multe distracții care conțin foarte mult zahăr pentru cei mici, tot felul de acadele și tot felul de cadouri pe care le primesc în zilele de Paște. Ele, în ce cantități ar trebui să ajungă în mâinile copiilor pentru a nu le da un boost de energie și pentru a le crea probleme?
Într-adevăr, excesul de zahăr declanșează o stare de agitație la nivel de copil, indiferent de vârsta la care ne raportăm, chiar și în cazul nostru al adulților. Se instalează cu ușurință dependența și ar mânca cantități din ce în ce mai mari. Un singur ou de paș sau un iepuraș mic ar fi suficient, depinde, repet, și de vârsta pe care o are copilul și dacă a mai mâncat sau nu. Cantitatea 5-10 grame, maxim 15 grame, ar fi suficient, chiar foarte mult, și pentru adult 15 grame de ciocolată în fiecare zi, 3-4 zile consecutive, reprezintă o doză mare. Dar cât înseamnă copil, aceste 15 grame? Ca să fim înțeleși, 2-3 pătrățele mici, 2-3 da, pătrățele, da, de ciocolată. Jumătate de cutie de chibrit. Bun. Da. Și bineînțeles că mai avem și cacao din cozonac, se mai fac, da, poate și tot felul de prăjituri, tarte, brioșe, care conțin oricum zahăr și de regulă zahăr alb și făină albă, alimente cu rol inflamator și care excită foarte mult sistemul nervos. Și de aici starea de agitație a copiilor este înțeleasă într-un mod diferit de părinți, neconștientizând că ceea ce au avut în farfurie reprezintă de fapt imaginea stării pe care o vor avea în ziua respectivă, chiar și a doua zi. Bun, vorbim puțin și despre mâncatul cu ochii în tabletă sau în telefon, pentru că este o realitate. Părinții, da, dau copilului tableta sau telefonul pentru a fi liniștiți și în același timp îi lasă să și mănânce. Din păcate nu putem susține, din păcate sau din fericire, nu putem susține două funcții atât de importante în același timp, și funcția cognitivă și funcția digestivă. Alimentația a devenit o componentă periferică a instrumentelor noastre de lucru, mai ales în perioada pandemiei, dar și acum se perpetuează această conexiune între mâncare și tabletă, laptop, tot felul de gadgeturi. Copilul mănâncă inconștient și aproape că nici nu asimilează ceea ce a mâncat din punct de vedere nutritiv. În momentul în care nu este conectat cu mâncarea, nu savurează mâncarea, practic nici nu simte bucuria, plăcerea alimentelor pe care le are în farfurie. Dacă îl întrebăm la final ce a mâncat, aproape că nici nu știe ce a avut în farfurie, că a avut șniță sau că a avut friptură sau că a avut drob. A mâncat, are burta plină, părintele a bifat, exact cum ai spus, înțeleg că sunt și părinți care au nevoie de o pauză, dar cu siguranță găsim și alte metode decât să oferim și mâncarea și tableta în același timp. Deci nu este un mod sănătos, nici în fața televizorului, nici în fața telefonului sau a tabletei, deși pare mai ușor, este un mod destructiv pentru creierul copilului nostru. Tu ești mama a 4 copii. Da. Cum reușești cu ei să îi ții departe de gadgeturi în timpul mesei? Cu răbdare și creativitate. Respectiv. Atâta timp cât nu au acces, nu au acest limbaj, și cu explicații la nivelul vârstei pe care îl are fiecare copil, astfel încât să nu acceseze ceva ce ar putea fi destructiv pentru sănătatea lor, slavă Domnului că ne-a ieșit până acum. Minunat. Bun, trece Paștele, trec mesele îmbelșugate și, din păcate, ne urcăm pe cântar și vedem că am sărit puțin peste pragul de kilograme pe care, cu care suntem obișnuiți. Vine vara, ne dorim un corp de plajă, ne dorim să arătăm bine și să ne simțim bine și să fim sănătoși. De ce nu reușim, Alina, să menținem kilogramele pe care le avem după o cură de slăbire sau după o dietă pe care o ținem, după un stil de viață? Adesea, o dietă este raportată la o perioadă limitată de timp. Țin dietă 2 luni ca să plec la mare cu un costum de baie cu 2 mărimi mai mici. Stilul de viață este pe viață. Zi de zi, pe viață. Este o investiție pe care o facem zilnic în sănătatea noastră, iar alimentația este baza stilului de viață. În momentul în care conștientizăm că un anumit aliment nu este benefic pentru corpul nostru și creează un dezechilibru la nivel limfatic, reținem apă, ne expandăm de la o zi la cealaltă, ne trezim cu mâini, picioare umflate sau picioare grele, în mod evident că acel aliment nu ar trebui să facă parte din meniul nostru. Sau ne asumăm că orice expunere la astfel de alimente poate fi transformată apoi într-o acumulare de sute sau de grame sau chiar și kilograme. Am întâlnit foarte multe cazuri în care, în contextul unei intoleranțe la gluten, de exemplu, fiind într-o delegație, doamna respectivă, plecată dimineața până noapte, n-a avut timp să mănânce nimic decât 2 covrigi. Și a băut într-adevăr apă, dar a mâncat 2 covrigi. După această zi, cu un aport caloric foarte scăzut, a avut o creștere de 1,5 kg. Și așa și-a dat seama că, de fapt, nu este
amprenta alimentului numai la nivel energetic câte calorii ne oferă, ci este și un alt substrat pe care îl activează orice aliment atunci când îl consumăm. Și astfel, făcându-și ulterior analize, l-a identificat care are boala celiacă. Este important să urmărim care sunt semnele transmise de fiecare aliment în corpul nostru. Dacă apar stări de balonare, dacă apar stări de constipație sau scaune diareice, dacă apare un reflux, dacă apar stări de oboseală sau inclusiv aceste picioare grele pe care le avem la final de zi sau ne trezim cu picioarele umflate, cu creșteri de 500-600 de grame de la o zi la cealaltă, atunci ne uităm imediat la ce am mâncat cu zi în ziua anterioară și astfel putem să facem autoevaluarea profilului alimentar și să îmbunătățim tot ce înseamnă calitatea vieții noastre.